Și spre surprinderea mea, încă o dată vă spun și mi-asum răspunderea pentru ceea ce afirm, amenda a devenit un scop în sine. Mi-au spus conducătorii instituțiilor respective că sunt judecați și sunt fixați de către instituțiile centrale în funcție de cuantumul amenzilor și volumul total pe care îl aduc lună de lună la bugetul statului.